Salutare! După cum vedeți, astăzi sunt într-un loc încărcat de spiritualitate. Mai exact, în cimitirul central din Cluj-Napoca. Decizia înființării cimitirului a fost luată de autorități după epidemia de ciumă din anul 1585. Cimitirul este situat pe strada Avram Iancu și este unul din obiectivele turistice ale orașului, fiind clasat ca monument istoric încă din anul 2015. În cimitir se odihnesc eroi ai neamului, eroi necunoscuți, soldați străini, eroi de la Revoluție și multe alte personalități. Și dacă tot vorbim de mari personalități, n-aveam cum să lipsesc și eu de aici. Autoironic, cum știți, dar să trecem mai departe să vizităm cimitirul. Statuia unui tânăr desculț și cu mâinile înlănțuite, imortalizat în bronz, îi face și astăzi petrecător să se oprească pentru a afla povestea. Tânărul a fost o victimă colaterală a siguranței statului de la finele perioadei interbelice. În 1936, muncitorii de la fabrica de încălțăminte erau în grevă. Aceștia și-au scris revendicările pe niște afișe realizate la o tipografie clandestină. Adolescentul a trebuit să le transporte de la tipografie la organizatorii mișcării de protest. Din nefericire, copilul nu a ajuns la destinație, ci în beciurile siguranței, care nu a ținut cont de faptul că are în față doar un copil de 15 ani. Bătut crunt, băiatul a murit în câteva zile. Smaranda Brăescu a fost pilot în escadrila albă pe frontul de Est, salvând nenumărate vieți. După război a semnat un memoriu referitor la fraudarea alegerilor din anul 1946, fapt care a dus o condamnare. Nu a fost prinsă niciodată, iar la finele anului 1947 a ajuns la Cluj sub numele de Maria Popescu. Tot aici este mormântat și avocatul Iulian Pop, care a fost cel dintâi român devenit primar al Clujului după unirea Transilvaniei cu România. O poveste tristă este evocată și de piatra împodobită cu o jertfă de trandafiri sculptați care poartă numele actriței Imre Erzsike. Aceasta a murit în 1913, la vârsta de doar 20 de ani, și a fost prima victimă a cinematografiei clujene. O secvență prevedea ca un grup de 6 actori aflați într-o barcă să cadă în apa râului. Scena s-a repetat de mai multe ori, însă la ultima dublă, actrița a fost luată de vârtejul produs în apropierea unei mori. Toți cei de față au crezut că actrița interpretează rolul din scenariu, însă când au înțeles că era într-adevăr în pericol, s-a dovedit a fi prea târziu. În mare, cam asta este povestea cu cimitirul central. Este unul dintre cele mai vechi cimitire medievale din România. Aici se odihnesc oameni care au făcut istorie peste tot în țară, nu doar în Cluj. Sunt academicieni, nobili, scritori, sportivi, actori, arhitecți și, bineînțeles, foarte mulți eroi. Toți sunt de diferite etnii și confesiuni. Deși vorbim de un loc de veci, mormintele au monumente funerare impresionante prin frumusețea lor arhitecturală. Multe dintre ele sunt realizate în diferite stiluri arhitecturale, baroc, neoclasic, neogotic, art nouveau și modernist.